Ce se dă de pomană la nașterea Maicii Domnului? Vezi ce este bine să împarți pe data de 8 septembrie de Sfânta Maria Mică. În fiecare an, pentru a cinsti nașterea Maicii Domnului, credincioșii merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie, aprind lumânări pentru sufletele celor adormiți și se roagă. Fiind o sărbătoare importantă pentru creștini, aceștia obișnuiesc să dea de pomană pentru rudele care au trecut la cele veșnice. Gospodinele obișnuiesc să pregătească pachete cu diferite alimente pe care să le împartă la biserică vecinilor, rudelor sau oamenilor nevoiași. Printre produsele care se dau de pomană în ziua de 8 septembrie se numără colaci, pâine în diferite forme, fructe de sezon, cum ar fi prune, struguri sau pere. Nașterea Maicii Domnului pică vinerea, într-o zi de post, astfel ca biserica a rânduit că pe 8 septembrie să fie dezlegare la pește pentru creștinii ortodoxi. Astfel, la această sărbătoare se dă de pomană și pește. Pentru fiecare pachet se împarte câte o lumânare aprinsă. Dar iată ce nu este bine să faci de nașterea Maicii Domnului. Pe 8 septembrie, credincioșii nu trebuie să rămână indiferenți la sărbătoarea închinată Maicii Domnului. În ziua în care sărbătorim nașterea Maicii Domnului, nu este bine să mături în locuință sau în curte. De nașterea Maicii Domnului nu se coase, nu se țese și nu se croiește, fiind sărbătoare cu cruce roșie. Tot în această zi, oamenii evită munca la câmp și treburile grele în gospodărie. Pe 8 septembrie nu se spală rufe sub nicio formă. De Sfânta Maria nu e bine să faci baie în ape curgătoare și nu este bine să te tunzi în ziua de 8 septembrie, relatează uaubis.ro.